Bună ziua! Vă salut din satul Băcioi. Mănânc ceva gustos aici. Aș spune că este floarea soarelui, doar că e foarte mică și nu prea înțeleg. Acum și o să ne lămurim. Sunt în ospeție la doamna Lucia Gavriliță, nutriționistă, expertă în nutriție. Este fondatoarea companiei Verde Viu. Ea promovează alimentația vie. Știu eu ceva despre asta, dar vreau să aflu mai multe. Așa că o să merg spre dumnea ei și să-mi confirme. Eu am mâncat aici vreo stare de floarea soarelui sau nu? Eu am zis că este considerat una din cele mai preferențe alimente, conține de două ori mai multe proteine decât carnea. Și băiețelor care vor mușcă mai celor care vor masă musculară, asta este mâncarea de bază pe care aș recomanda. Să le zic urmăritorilor de ce am venit noi aici. Campania noastră UE pentru Moldova Rurală continuă. Doamna Lucia Gavriliță este beneficiară programului Femei în Afaceri, finanțat de ODIHM și susținut financiar de Uniunea Europeană. Ați depus dosarul în anul 2019 ca să obțineți o sumă frumușică de 160.000 de lei, bani pe care i-ați investit în panouri solare și programe de educație. Așa este. Deci ați avut mare nevoie de acești bani, dacă v-ați mobilizat, în cât timp ați depus actele și ați primit răspunsul pozitiv de la ODIHM? Deci actele noi le-am depus în decembrie, care este și deja în o lună sau poate chiar de 6 săptămâni, noi deja am primit răspunsul pozitiv. Și proiectul l-am implementat imediat după ce s-a făcut prima fază. Deci noi când am venit aici, ne-am mutat și a venit ideea de afacere, cea mai mare problemă era problema lumii, pentru că se reconecta foarte des. Și atunci, ținând cont de faptul că aceste regulative, după cum le spuneam dumneavoastră, au nevoie permanent de aceeași temperatură, fie iarna, fie vară, au nevoie de lumină, de electricitate. Și iată, lucrul acesta a rezolvat această problemă și, fără acesta, ne putem să avem aceste plăduțe vii și frumoase în rural. Deci, tot ce poate să întregurile. Care este povestea alimentației vii? Cum ați ajuns la alimentația vie și ce înseamnă de fapt asta? Alimentația vie în familia noastră a fost creșterea noastră, pentru că în 2009 ea s-a confruntat cu o problemă gravă de sănătate și în felul acesta am ajuns la un medic de România, Radu Valericot, care nu a îndreptat către acest stil de viață, de fapt. Atunci am vedeam că este un tratament, credeam că este ceva care o să fie temporar, dar de fapt a devenit un stil de viață pentru întreaga familie, din vreo 12 ani, de când suntem pe această cale și ne bucurăm foarte mult, pentru că este ceva extraordinar de frumos. Este în primul rând înseamnă curățenie, în primul rând înseamnă sănătate, o calitate vieții total diferită decât cea pe care am avut-o până în 2009. Să delăbrim. Deci alimentația vie înseamnă, de fapt, un regim alimentar ro-vegan. Așa, ai mâncați doar crudități. Nu mâncați nimic procesat, fie termic, fie în altă formă. Deci tot ce ne dă mama natură, în forma sa naturală, vine la dumneavoastră în farfurie. Este scuzați-mă că vă duc în anul 2009, mergem acolo, ca să spunem că fiica dumneavoastră, Elena, suferea de o maladie care ducea la calcinarea organismului, decalcinarea organismului. Asta ce înseamnă? Asta este ca fiind semnat, dacă nu am putut oprit procesul, că oasele devenau foarte fragile și dura fracturi foarte dure, foarte dureroase de altfel, organismul nu mai rezista durerii și practic așa se venea de cer. Medicii din Austria asta vă ziceau, că nu o să supraviețuiască cu asemenea stare. Și atunci mi-e interesant. Moldovenii consideră că dacă mănânci multă brânză, cât mai multe lactate, atunci aduni calciu în organism. Dumneavoastră susțineți contrariul. Nu funcționează așa. Dar nu
diversitatea bună pe la religie, în formă de fie trecut din cel mai. Iar nu trebuie să fim interesați și să căutăm forma de față care este asimilabilă. Din prezentul se asimilează mai puțin decât 3% sau ce. Ori, din, dacă luăm acea bază albă pe care o găsim la prețuri de asta e obișnuită pe care noi o creștem, da, în grădină. Cine extrage o bunătate pe metabolizare din această bază? 7% din calciu. Din spanac, o fiel, se poate fi extras calciu într-o formă care poate fi transmisă de țesuturi către scheletul omului. Și în felul acesta noi beneficiem de acest calciu. Astfel, într-o vedere, brânzeturile au o calitate foarte mare. De casă, dar nu putem asemenea aceasta, e doar cu mulțăm și nu putem să beneficiem din de ce cultivați dumneavoastră vlăstare? De ce anume vlăstare? De ce nu plante mature? Pentru că vlăstare, când începe procesul de maturizare, asta înseamnă când începe să crească deja următoarea convenită. Putem să vedem ce mai crește, să ne și explicați ce vedem? Da? Care conține fibrina. Fibrina este material din care se construiește celula. Și este foarte interesant, adică destul de bun în genul de cercetare în normalul de cercetare ca fibrina. Dar dacă noi nu vorbim de cernă așa cum este, ea avem fibrina gata, ca și un material de construcție, data pentru a fi pus la trivelia în urmă sănătate. Imediat o să și gustăm, nu? Să vedem cât timp mai avem, sper să reușim. Voiam să mai menționez un lucru. Întreprinderea dumneavoastră, Verde Viu, mai este interesantă și prin faptul că aveți angajați cu dizabilități, 4 angajați, da? Și un angajat care provine dintr-o familie social vulnerabilă. Iar asta face întreprinderea una socială, după legislație internațională. Și mai mult spre a ajuta persoanele care au nevoie de un loc sau de o activitate să poată să obțină minimul pentru a putea să trăiască. Iată, parcă ați intuit întrebarea mea următoare. Deci dumneavoastră i-ați căutat și ați avut această intenție directă să aveți angajați din... Deci care au nevoie de ajutor să integrați persoanele cu dizabilități în câmpul de muncă? Sau au apărut cumva ele, au venit la dumneavoastră și au bătut la ușă? Foarte natural s-a întâmplat totul. Deci doi angajați sunt copii mici, care sunt persoane cu dizabilități. Și pentru care eu căutam un loc de muncă, dar nu este mai complicat atunci când societatea încă nu este pe deplin pregătită pentru a accepta asta pe persoane. Și deja o persoană mai de mult am avut grijă de ea și deja a rămas la noi în afacere, iar cam așa ne-am construit noi echipa. Spuneți-mi, este complicat să accesezi fonduri europene? Procedura durează? Nu, cer... nu. Așa? Nu am încercat la alte fonduri europene să accesez, deci doar singurul proiect pe care l-am avut este ăsta. Și sunt în viitor să mai pot să mai beneficiez de careva proiecte, dar eu cam dată vreau să duc la bun sfârșit ăsta pe care l-am început. Eu am înțeles că există și o condiție, căci că afacerea trebuie să funcționeze, să fie pe roate cel puțin 4 ani sau... Cam așa. Care ar mai fi condițiile? Adică... Să fie pe nou o afacere viabilă care pe urmă să poată să deruleze de la tine și să fie banii să fie cheltuiți după destinație conform celor indicate în cerere și cam atât. Nu pare deloc complicat și responsabilitatea, așa? Vreau să mergem noi la acel aparat ca să tocăm, așa, să mărunțim iarba de grâu. Eu am înțeles că într-un păhăruț din ăsta, de iarbă de grâu, se stochează 3 kg de legume. Culețe în sezon, asta e important, da.
Deci, 3 kilograme de lucruri din timp, pe care sper să-i găsim, în 3 kilograme de lucruri de lucruri de lucruri consumate în sezon. Asta este. Deci, e un lucru. Și acum, vreau să au deva fost... Da, vă rog. Da. Acum ați apăs? Deja? Mă tem. Acum, oamenii care vă urmăresc programele, de exemplu, Grădina Ecologică din bucătăria ta sau ABC-ul Alimentației Vii, deci cei care vin la atelierele dumneavoastră să învețe tot ce pot ei despre alimentația vie, pot să procure sucurile pregătite de dumneavoastră sau smoothie-urile, le comercializați? Am înțeles. Dar de ce în satul Băcioi ați venit? Altă localitate, așa, mai aproape de... Noi am venit aici, nu pentru afacere. Noi avem afacerea, pentru că era mai... Și normal că nu am fost în Băcioi. Nu am venit în satul Băcioi. Și este o afacere profitabilă? Iar chiar stau oamenii așa și se alimentează cum le recomandați dumneavoastră? Și bine arată. Ei, dar totuși ați făcut așa niște investiții și, bine, îi mulțumim Uniunii Europene pentru acest sprijin financiar, dar totuși este o investiție însemnată și atunci te-ai gândit că, da, eu vreau să ai și venituri. Nu e ca și cu ce probleme se adresează oamenii la dumneavoastră? Și dacă aveți o istorie motivațională, când alimentația vie a schimbat viața unui om la 180 de grade? Deci, în primul rând, noi da. Eu am înțeles că iarba de grâu chiar tratează cancerul, că fondatoarea acelui institut, Health Institute din Florida, s-ar fi tratat de cancer cu ajutorul lui ierbii. Wow! Nu apare niciodată așa, cum ne-am
obișnuit noi să credem. Deci nu e apare din interiorul nostru atunci când noi credem și când știu și suntem siguri că lucrul acesta se va întâmpla. Cât servesc eu din această licoare, vă rog frumos să-mi spuneți. Deci ce ar fi bine să avem în bucătăria noastră ca să avem o viață, ei, poate nu veșnică, dar o viață frumoasă, să fim puternici, da, energici, până la adânci bătrâneți, să îmbătrânim. Asta trăiește atât, nimic mai mult. Neobișnuit, are un gust așa parcă își înțeapă, parcă ar fi iute, dar în același timp este dulciu. Deci chiar plăcut să-l... A, m-ați oprit la timp. Mulțumesc, nu vreau să exagerez. Eu vă mulțumesc din suflet pentru această excursie. Mi-a plăcut foarte mult la dumneavoastră. Îi încurajez și pe oamenii care își doresc să-și dezvolte afacerea sau să o pună abia pe picioare, pe roate, să vadă programele de subvenționare din partea Uniunii Europene. Vedeți, dacă sunteți femeie, vedeți la secțiunea Femei în Afaceri pe website-ul www.odim.md care sunt condițiile, cum puteți să depuneți dosarul. Toți beneficiarii granturilor europene spun că nu este complicat. E o chestiune de cât? O zi și o noapte să stai să scrii. Să scrii, să completezi ceea ce știi, ceea ce te pasionează. Important să fie pasiunea pentru ceea ce faci la bază, la fundament. Știi cum? Încerci să mergi pe urmele altora, s-ar putea să n-ajungi la destinație. Dar atunci când mergi pe urmele inimii tale, atunci când îți urmezi inima, totul îți iese. Multă sănătate le dorim! Mulțumesc! Mersi!